Multe din alimentele pe care le consumăm constant conțin concentrații importante de zahăr, care în timp ne fac dependenți de dulce și ne îmbolnăvesc. Nu este vorba doar despre băuturile carbogazoase și energizante și despre pâine și multe alte alimente unde nu te aștepta să găsești zahăr. Nutriționista Cornelia Mihaila a declarat că ne este la îndemână să citim cu atenție etichetele produselor pe care le cumpărăm, astfel încât să știm pe viitor ce concentrații de zahăr se găsesc în acestea și la ce riscuri ne expunem. Zahărul îl găsim în fructe, legume, cereale, lactate. Pentru a potența savoarea, vin cu zahărul adăugat în alimente, explică Cornelia Mihailă. Zahăr adăugat poate fi găsit chiar și în covrici, în cerealele integrale și în cele pentru copii. Am descoperit că cerealele pentru copii conțin 78 de de zaharuri la 100 de grame, iar asta înseamnă un pericol mare pentru sănătate, ce poate însemna un surplus de greutate, diabet, probleme de circulație a sângelui și cardiovasculare, avertizează specialistul. Iaurturile cu fructe de pildă nu sunt considerate gustări, ci veritabile deserturi datorită concentrației de zahăr adăugat. Tot ce înseamnă sosuri, pornind de la ketchup, muștar și până la sosuri pentru paste, conțin de asemenea zahăr adăugat. Îl găsim în limonade, freșuri, în batoanele de ciocolată sau energizante indiferent dacă se menționează pe ele că sunt bio. Ca să nu mai consumăm toate aceste produse, este important să ne facem ordine în alimentație. Învățăm ceea ce numesc eu farfuria corectă și apoi o prioritizăm. Citim foarte bine eticheta produselor și dacă vedem că au zahăr printre primele două, trei ingrediente, înseamnă că este o cantitate mare și le evităm. Este sfatul medicului. Specialistul spune să nu cădem în capcana de a gândi că un produs conține zero calorii, ceea ce înseamnă că nu ne îngrașă, deci nu ne face rău. Dacă în schimb, conține o cantitate apreciabilă de zahăr adăugat, pentru că în timp vom deveni dependenți de acestea și ne vor afecta sănătatea. Problemele apar când intrăm în zona de carbohidrați. Una este să ne luăm zahărul de care avem nevoie zilnic mâncând un măr și alte fructe, precum și legume și cu totul altceva este să consumăm un aliment care conține zahăr adăugat. Relatează știri pe surse.ro